Nu pot să încep fără să felicit cele două echipe care au reprezentat România în competițiile europene. CFR Cluj, care a obținut o victorie, eu spun, senzațională pe un teren unde nu-și poate permite oricine să facă măcar un egal, în urma unui joc foarte bun, a reușit să învingă pe Manchester United la ea acasă, ceea ce nu este un lucru foarte simplu, deși avea calificare. Este păcat cu o echipă care reușește 10 puncte într-o competiție de un asemenea nivel să nu se califice. La fel și Steaua, care a jucat foarte bine aseară, a reușit să termine pe primul loc într-o grupă și este benefic pentru fotbalul românesc în cazul în care cele două echipe vor acumula în continuare puncte, ceea ce cred că absolut toți oamenii din fotbal și-o doresc, va duce România direct cu o echipă probabil în sezonul viitor cu două echipe în Champions League, cu o echipă în Champions League direct în grup, ceea ce ar fi pentru România o performanță. Încă o dată felicitări celor două cluburi, antrenorilor și jucătorilor care au obținut aceste performanțe. Vis-a-vis de jocul nostru din campionat, ne așteaptă un joc cu o echipă foarte bună, o echipă care joacă foarte bine acasă, care înscrie destul de multe goluri și care poate să pună probleme. Sper să reușim un joc foarte bun, să putem să ne exprimăm așa cum ne dorim în teren și să obținem un rezultat pozitiv care să ne mențină în primele trei locuri. Oricum vom rămâne, pentru că Ploieștiu este la 4 puncte de noi, dar vrem să rămânem cu puncte acolo în primele trei. Va fi mai dificil decât cu Rapidul? Mult mai greu. Este fiecare meci, a mai trecut o etapă. Vedeți și dumneavoastră că azi dimineață erau minus 5 grade. Nu știu cum va fi mâine seară, că nu mai pot să fiu foarte exact. Trebuie să țin cont că jucătorii noștri care sunt în acest moment, unii n-au jucat niciodată la asemenea temperaturi. Chiar în această dimineață am discutat cu Jumis, n-a jucat niciodată pe zăpadă. Ieri a fost prima lui experiență pe teren cu zăpadă. La fel Tucură, la fel ca UE, deci sunt jucători care sunt convins că vor avea o problemă și cu temperatura, dar și cu starea terenului. Și atunci este o problemă. Contra spunea că nu se teme de Vasu, ci de arbitraj. Cum comentați? Nu comentez ce spune Cosmin. Cosmin este un băiat excepțional. Am avut jucător. Este la începutul meserie de antrenor, o face foarte bine și sper că să ajungă un antrenor foarte bun și cu rezultate foarte bune. În cele două etape care au mai rămas, câte puncte vrei să acumulezi? Aș vrea 6. Cine n-ar vrea 6? Fiecare echipă, dacă o întrebați, toți vor 6 puncte din ultimele două etape. Nu cred că e cineva care nu și-ar dori să acumuleze maximum de puncte. Trebuie să și poți și trebuie să ai și șansă. Pentru că la fotbal, dacă nu ai șanse, e greu. Urmează două meciuri foarte dificile care ar putea hotărâ, practic, clasamentul Dolu și Cluj. Asta spunea și domnul Adrian Corumboiu, că sunt foarte importante rezultatele din următoarele două etape. Sunt importante, toate rezultatele sunt importante. Am acumulat 34 de puncte. Mai mult cu 4 puncte decât în sezonul trecut, dar trebuie să ne batem. Sper ca jucătorii să înțeleagă, au făcut-o foarte bine în antrenamente, cu mici excepții. Sper că sunt conștienți că cele două jocuri au o importanță în privința viitorului
echipei. Ați pomenit în ultimele două meciuri că echipele se mobilizează la fel când întâlnesc Vaslui. Aceeași situație va fi și cu Petrolul? Este normal. Toate echipele joacă bine împotriva echipelor bune. Sunt convins că și împotriva Petrolului echipele joacă foarte bine toate. Și sper să o facem și noi. Oamenii din sport spuneau că e o utopie ca Vaslui să se mai gândească la titlu. Dumneavoastră cum vi se pare? Vă mai gândiți la titlu? Chiar nu mă interesează ce spune nimeni. Mă interesează ce facem noi aici. Pentru că muncim în fiecare zi, ne pregătim în fiecare zi, ne dorim enorm să câștigăm acest joc, să vedem dacă îl și putem. Ați mai recuperat pe cineva dintre accidentați? Nu. Nici pe Dani? Nu. Deci, ăștia suntem. Este o problemă, pentru că la antrenamentul de astăzi a simțit o contractură și Raul Costin, deci ar putea să fie o problemă în plus. Domnul Bănu Băiu zice că o să facă un pas în spate dacă echipa nu obține aceste două titluri. Știi ce să spune domnul Porumboiu? Nu? E normal. Dânsul trebuie să spună tot ce este aici în fotbal este investiția dânsului. Dânsul trebuie să-și o protejeze, nu? Și trebuie să... Dânsul e singurul care poate să decidă. Noi nu putem. Noi suntem doar cei care încercăm să facem tot ce putem ca echipa să urce în clasament, să acumuleze puncte, să joace bine. În condițiile în care sunt mult mai importante punctele decât jocul. Pentru că poți să joci foarte bine și să nu acumulezi puncte. Este important, în primul rând, în acest final de sezon, este foarte important să obții puncte. Dar tot atât de adevărat este că dacă nu joci foarte bine, este greu să obții puncte. Așa că... În opinia dumneavoastră, Steaua mai poate fi ajunsă din urmă? Este greu. Nu mai depinde numai de... Nu depinde de alte echipe. Steaua depinde în momentul ăsta numai de ea. Dacă și în retur va câștiga toate meciurile, poate toate echipele din spatele ei să câștige toate meciurile și distanța se păstrează. Steaua a păstrat un lot de jucători 2-3 ani de zile, un lot care s-a omogenizat, care a crescut. Nu trebuie să uităm că Steaua, Dinamo și Rapid, de 3 ani a terminat în spatele Vaslui. Ceea ce nu este puțin lucru. Dar jucătorii au crescut. Poate fi considerat o etapă cheie cea care începe de astăzi, ținând cont că se va întâlni Steaua cu Astra și va spune dacă face un meci cu o victorie. Toate jocurile sunt importante. Toate. Nu există niciun joc. Sunt 3 puncte puse. Indiferent dacă joci cu Steaua, joci cu Astra, cu Petrolul sau joci cu Chiajna, e aceleași 3 puncte. Le acumulezi în clasa mea, nu acumulezi altele. Aceleași 3 puncte sunt. Deci toate jocurile sunt la fel de importante. Ne-am obținut în ultimele 5 jocuri 4 victorii. Nu? Dar... A venit Moș Nicolae la dumneavoastră? Sper să vină mâine. Eli Ordănescu și Șumudic ar putea ajunge la Rapid. Cum vedeți treaba asta? Asta este cel mai mare lucru care mă interesează în acest moment. Asta e. Chiar mă interesează mult. Ar putea schimba acolo situația? Nu mă întrebați că intrăm într-altă sferă a penibilului.